Pentru mine e importantă fiecare meci, victoria, 3 puncte, aduce bucurie, aduce fericire, aduce respect, aduce încredere. Asta le-am zis la băieți, să ne luptăm pentru lucrul ăsta. Ultimele 2 meciuri le-am făcut, am arătat că am luptat, au făcut un efort enorm. Contra la adversari buni, unul de tradiție, cu istorie atât de grea și puternică la ei acasă și celălalt cu o adversară care ne-a bătut în Supercupă, a mers bine, un adversar omogen, un adversar cu calitate și am fost peste ei total. Eu cred că e cel mai bun joc al nostru, care cu Craiova, după Craiova, dar cred că am dominat de la început până la sfârșit, am avut inițiativă, am construit, a circulat mingea, am pasat bine, am recuperat, am avut și momente mai puțin bune, dar e logic să ai lucrul ăsta. Păcat de acel gol în prima repriză care m-a supărat, pentru că nimeni nu s-a uitat că e ultimul minut și trebuia să crească conectarea jucătorilor, nu să fie să stăm să luăm gol în ultima secundă. O victorie foarte importantă. Aveam nevoie de cele 3 puncte și este foarte bine că le-am obținut. Am pierdut destule meciuri și avem nevoie de puncte. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm și mă bucur că am marcat, dar nu asta contează, contează că am câștigat și nu contează cine marchează, contează să luăm puncte și să urcăm în clasament pentru că obiectivul anul acesta este să prindem play-off-ul.